Janusz Korczak s-a născut într-o familie de evrei polonezi sub numele de Henryk Goldschmidt. Nu se știe până astăzi dacă asta era în anul 1878 sau 1879, însă este sigur că s-a întâmplat la Varșovia. Atunci când a crescut, s-a dovedit talentat în multe domenii. Profesia sa a fost cea de medic, înzestrarea de scriitor, iar vocația de tutore și educator. Korczak a încercat dintotdeauna să-i ajute pe copii. Le făcea cadouri, le povestea basme, îi ajuta la lecții. Din dragoste pentru copii, s-a angajat într-o organizație care avea grijă de orfani. Atunci a început să conceapă propriul său sistem de educație. Potrivit principiilor lui, fiecare copil merită să fie respectat, se dezvoltă prin activitate, are dreptul de a fi îngrijit, este o sursă de cunoaștere, iar pentru comportamentul lui sunt responsabili adulții. În schimb, un educator bun este el însuși și își caută tot timpul propria cale. Nu se revoltă, înainte de a cunoaște firea copiilor, se cunoaște pe sine, nu se îmbufnează, nu poartă ranchiună. Pedagogia sa revoluționară n-a însemnat sfârșitul activității lui Janusz Korczak în beneficiul copiilor. El a mai creat Maui Szegland, revista mică, un ziar adevărat, redactat și scris de copii și pentru copii. Korczak are în contul său un bogat palmares literar. A scris peste 20 de cărți, în jur de 1400 de texte cuprinse într-un număr de 100 de reviste. Printre cărțile publicate în România se află Regele Mateiaș I-ul, Regele Mateiaș pe insula pustie și Cum să iubești un copil. O altă idee inovatoare pentru acele timpuri a pedagogului a fost realizarea unei emisiuni radio. A adus la viață în felul acesta un personaj iubit de întreaga familie, pe doctorul bătrân. Vocea lui Korczak s-a auzit pentru ultima dată la radio în anul 1939, chiar înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial și atacul Germaniei naziste asupra Poloniei. În acea emisiune, doctorul bătrân îi pregătea pe copii pentru ceea ce avea să urmeze. O impresie puternică lasă ținuta de care a dat dovadă Janusz Korczak în timpul celui de-al doilea război mondial. Devine sanitar. Strânge la casa pentru copii orfani pe cei pierduți. Iar atunci când naziști organizează un ghetou în Varșovia aflată sub ocupație și ordonă ca acolo să locuiască toți evreii, în ciuda condițiilor îngrozitoare și a foametei, el nu își părăsește copiii. Moare împreună cu ei în anul 1942, în lagărul de exterminare nazist de la Treblinka. Povestea vieții acestui excepțional pedagog a inspirat Institutul Polonez ca în anul 2012 să dea numele lui Janusz Korczak premiilor Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil. Primesc aceste premii persoanele care ajută la protejarea drepturilor celor mici.